Domnule ministru, când sunteți gata, putem să începem. Eu sunt gata. Am înțeles. V-ați născut pregătit. Vă mulțumesc mult, stimați colegi. Astăzi avem deosebită plăcere și onoare să-l avem alături de noi pe domnul ministru Mircea Fechet. Așa cum am discutat în ședința anterioară, voiam să discutăm și să găsim împreună soluții în problema depozitelor de deșeuri care nu sunt închise, depozite pentru care am primit o amendă de la CJUE și avem penalități în fiecare zi de 600 de euro pe depozit. Așa cum am promis, am discutat cu domnul ministru, i-am transmis tema pe care o să discutăm astăzi, astfel încât să fie destul de productivă ședința de astăzi, pentru că ne dorim să vedem care va fi planul pe care Ministerul Mediului o să-l aibă pentru a rezolva această problemă. Știm că problema este destul de complexă, știm că toate aceste 31 de depozite au diverse probleme juridice, știu că uneori costul de închidere acestor depozite este foarte mare. Tocmai de aceea l-am rugat pe domnul ministru să vină să ne prezinte un calendar, să ne prezinte posibile soluții și să vedem în ce perioadă de timp, în ce orizont de timp o să închidem această problemă. Știm că România a primit un milion, plecăm de aici, știm că România a primit 1.500.000 amende, știm că plătim 6.700.000 de euro pe an penalități. Discutam mai devreme cu domnul vicepreședinte și spunea că nu este o sumă foarte mare la nivel de buget al statului. Pe de altă parte, ne gândim că totuși sunt aproape 7 milioane de euro, reprezintă ceva și nu putem să așteptăm la infinit și să plătim aceste penalizări. Tocmai de aceea ne-am întâlnit și sunt convins că o să găsim soluții. M-am gândit și eu la câteva posibile soluții, dar după discuția cu domnul ministru o să vedem care din soluțiile prezentate vor fi aplicate. Domnule ministru, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru invitație, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Așa cum am anunțat încă de la preluarea mandatului, ori de câte ori vor fi chestiuni în legătură cu care trebuie să oferim mai multe explicații în Parlamentul României, fie că discutăm despre Camera Deputaților, fie că discutăm despre Senat, fie că discutăm despre Comisia de Mediu sau despre orice altă comisie, eu cred că Ministerul trebuie să răspundă prezent la aceste solicitări și tocmai din acest motiv sunt astăzi aici pentru a aduce anumite clarificări, dacă e cazul, de a găsi, așa cum spuneați și dumneavoastră, împreună soluții și până la urmă acesta este rostul acestor întâlniri, respectiv unul constructiv, pentru că interesul este fără îndoială același și la Ministerul Mediului, și la celelalte ministere și în cadrul Parlamentului. Acum, sincer, e adevărat că nu mă așteptam să fiu cu mai mulți oameni de la minister decât senatori s-au prezentat la această întâlnire, dar până la urmă ține de agenda fiecărui coleg. În apărarea colegilor sunt și online. Au intrat online. Da. Îmi cer scuze, nu așa. Eu m-am prezentat fizic, măcar atât am făcut. Aș începe prin a spune că această cauză C-109, mai nou fosta C-301 din anul 2017, este o cauză care reprezintă o prioritate pentru Ministerul Mediului.
Și spun asta nu doar pentru amenziile pe care le plătim în fiecare zi. Și am auzit diferite opinii. Că amenziile nu sunt atât de mari pe cât ne așteptam, că se putea și mai rău, că pentru o țară bogată ca România, 18.000 de euro pe zi nu înseamnă mare lucru. Însă eu, ca ministru al mediului, cred contrariul. Eu cred că fiecare leu pe care îl plătim și am fi putut să nu-l fi plătit astăzi dacă timp de 30 de ani și ar fi făcut instituțiile statului român treaba, este o pierdere. Eu cred că toți acești bani ar fi putut fi folosiți pentru alte lucruri de care România are nevoie, iar scopul principal nu este nici măcar neapărat acela de a plăti amenzi mai puține sau de a nu mai plăti. Toate aceste depozite despre care discutăm sunt o sursă de poluare. Toate aceste depozite despre care discutăm afectează mediul înconjurător. Fie că poluează aerul, fie că poluează apa sau solul, fără îndoială afectează mediul, afectează populația din vecinătate și nu numai. Iar scopul nostru este de a găsi soluțiile tehnice și de a găsi sursele de finanțare pentru a le ecologiza și de a le pune în siguranță. Acesta este planul Ministerului și pentru că discutăm despre niște chestiuni foarte concrete, nu putem decât să le luăm pe rând și să le abordăm pe fiecare în parte așa cum trebuie. Aș vrea să îmi permiteți să revin puțin la geneza acestei proceduri de infringement și să spun că statul român a fost condamnat deja în legătură cu această procedură. A fost condamnat în 2018, atunci când, pe bună dreptate, Curtea Europeană de Justiție a constatat că 68 de depozite din lista celor 101 sunt încă neecologizate. Curtea nu a stabilit sancțiuni pecuniare, ci doar a dispus statului român ca într-un termen rezonabil să ecologizeze toate acele depozite. Statul român a reușit să procedeze în tocmai în legătură cu 24 din cele 68, ceea ce ne pune în situație în situația în care astăzi când discutăm, avem încă 31 de astfel de depozite neînchise. Iar din aceste 31, bineînțeles că putem să le defalcăm mai departe pe mai multe categorii. În primul rând, discutăm despre depozite municipale și de depozite industriale. Iar dacă în cazul celor industriale, la care am să revin foarte repede, lucrurile țin de ceea ce s-a întâmplat cu precădere în timpul fostului regim comunist, când nu conta prea mult ce lași în urmă, și doar să dau exemplul de la mine, de la Bacău, pentru că îl văd și pe domnul senator Cernic în această sală. Avem chiar pe raza municipiului, avem o haldă de fosfogips, unde în urmă cu 40 de ani s-a asistat depozitarea, dar care în toată această perioadă, indiferent de cine a fost proprietarul combinatului chimic Sofert, că a fost stat român sau persoane private, acele obligații de mediu n-au fost duse nici până astăzi la îndeplinire. Și spun că am să revin la aceste depozite industriale pentru că avem și un depozit municipal. Nu știu dacă vă vine să credeți sau nu, dar există încă o primărie în România din cauza căreia statul român a fost condamnat și avem și un depozit de deșeuri municipale, groapa de gunoi a orașului, așa cum o știm în fiecare oraș. Și primăria la care mă refer este primăria municipiului Brașov. În
județul Brașov, groapa în municipiu mai exact. Groapa este încă neînchisă. Avem o corespondență constantă cu domnul primar Coliban, pentru că domnia sa știe că și nu e vina lui, pentru că acel depozit trebuia închis acum foarte mulți ani. Sau nu e numai vina lui, dar domnia sa știe că statul român plătește în fiecare zi amenzi din această cauză și dacă în multe alte situații n-ai cu cine să te mai cerți. Sunt societăți aflate în insolvență sau în faliment sau alte tipuri de situații. În cazul primăriei municipiului Brașov avem un dialog constant și sunt convins că împreună poate și cu Comisia de Mediu din Senat, vom găsi soluții pentru a opri cât mai repede acest proces în care statul român plătește zilnic penalități. Și dacă tot ne referim la aceste penalități, aș mai folosi acest preambul pentru a vă spune că suntem în faza în care obținem avizele în interiorul Ministerului pentru un act normativ, respectiv o ordonanță de urgență, prin care vom dispune că în cazul sancțiunilor pe care statul român trebuie să le plătească, acele sancțiuni să fie plătite de persoana juridică care se face vinovată. Cu alte cuvinte, dacă plătim amenzi din cauza unei primării, primăria să plătească cuantumul acelor amenzi, pentru că nu e obligat nimeni de la bugetul de stat să le suporte. Dacă plătim din cauza unei societăți comerciale, să ne putem îndrepta împotriva acelei societăți comerciale. Pentru fiecare zi de întârziere, pentru fiecare zi de penalitate în legătură cu niște obligații de mediu care nu au fost duse la bună îndeplinire. Și până la urmă sper eu că acest lucru va responsabiliza nu doar unitățile administrativ-teritoriale, dar și persoanele fizice și juridice care au astfel de obligații de mediu și care astăzi nu fac mare lucru. O să vin, sper eu, cât mai repede în consultare publică cu această ordonanță de urgență și sper eu că în măsura în care va fi adoptată de Parlament și când va ajunge pe masa în măsura în care va fi adoptată de către guvern și atunci când va ajunge pe masa Parlamentului, să respectăm acest principiu pe care eu îl consider corect. Dacă poluatorul plătește și asta s-a stabilit acum zeci de ani la nivel european, tot poluatorul ar trebui să plătească și obligațiile și sancțiunile pecuniare care izvorăsc din neducerea la îndeplinire a obligațiilor pe care le-a avut. Ca să revin la situația concretă în care ne aflăm, vreau să vă asigur că nu există săptămână în cadrul Ministerul Mediului unde să nu luăm iar proiect cu proiect lista celor 31, să vedem ce s-a întâmplat în ultimele 7 zile, să vedem care sunt pașii pe care i-am făcut pentru a câștiga timp. Fiecare zi contează. De la data condamnării și până astăzi, pot să vă spun că în legătură cu sănătos, în legătură cu anumite depozite, am mai făcut ceva pași ca să clarific mecanismul prin care funcționează ceea ce ne-am propus. Și au existat mai multe memorandumuri aprobate în Guvernul României, ultimul este din august anul trecut, unde am decis ca principiu ca statul român, prin administrația Fondului pentru Mediu, pentru acele situații unde constatăm că nu au fost îndeplinite obligațiile de mediu, respectiv ecologizarea, să expropriem acele societăți comerciale sau
acele suprafețe care fac obiectul depozitelor industriale, să evaluăm costurile închiderii acelor depozite și atunci când vom fi obligați să despăgubim proprietarul, să compensăm sumele ce urmează a fi plătite cu titlul de despăgubire pentru suprafețele respective cu costurile ecologizării. Bineînțeles că asta ne conduce de cele mai multe ori sau de fiecare dată la situația în care exproprierea are o valoare negativă. Cu alte cuvinte, valoarea terenului este mai mică decât costurile ecologizării. Și aici, dacă îmi permiteți, am să vă dau exemplul din nou depozitului de fosfor gips de la Sofert Bacău și dau acest exemplu doar pentru că suntem avansați cu studiul de fezabilitate pentru acel proiect. Acolo nu a fost cazul unei exproprieri pentru că primăria a fost de acord cu transferul proprietății de la unitatea administrativ-teritorială la, în domeniul public al statului român. Și acolo, pentru că suntem aproape de a aproba prin hotărâre de guvern indicatorii tehnico-economici, pot să vă spun că după ultimele calcule ale proiectantului ne apropiem de 55 de milioane de euro. Este o sumă extraordinară. Poate că obiectul acestor dezbateri ar trebui să se lege și de sursa de finanțare, pentru că marea provocare, și profit de faptul că mă aflu astăzi împreună cu dumneavoastră aici, marea provocare nu va fi neapărat exproprierea pentru utilitate publică, deși e un demers costisitor. Nu va fi neapărat legată de studiile de fezabilitate, de elaborarea proiectelor tehnice care țin de particularitatea fiecărui depozit. Una e să ecologizezi o haldă de fosfor gips, alta e să ecologizezi un batal de produse petroliere, dar experții și proiectanții vin cu soluții tehnice pentru fiecare dintre ele. Marea provocare va fi legată de costurile ecologizării, va fi legată de identificarea surselor de finanțare, pentru că dacă facem un calcul matematic și dacă am presupune că și următoarele depozite vor costa în medie 55 de milioane de euro, ne aflăm în situația în care vom constata că vom fi nevoiți să identificăm o sursă serioasă de finanțare pentru... Întrebare doar pentru haldă de la Bacău. Deci 55 de milioane de euro este valoarea rezultată din actualizarea studiului de fezabilitate pentru halda de fosfor gips de la Sofert. Acum mai spun ceva. Halda era acolo, a fost acolo și când s-a privatizat Sofertul, a fost tot acolo și în, ca urmare a numeroaselor controle pe care autoritățile le-au făcut de-a lungul timpurilor. Problema e că cum s-a întâmplat, cum nu s-a întâmplat, în ultimii 30 de ani nimeni nu a îndrăznit să intre în ograda respectivului combinat chimic și să dispună niște măsuri serioase, niște măsuri adecvate, care să facă proprietarul combinatului să bage mâna în buzunar și să ecologizeze acea haldă. Același lucru, mai mult sau mai puțin, s-a întâmplat în toate celelalte situații. Fie că discutăm despre Petrol Sub în județul Bihor, fie că discutăm despre ecodiesel tot în județul Bihor, dacă discutăm despre Turnul Iesa în județul Teleorman, Bicapa Iesa în județul Mureș, Chemtrade în județul Bihor
Sinteza Oradea, județul Bihor. E că discutăm despre rafinăria Venus, despre Romplumb ESA și aș putea să mai citesc multe, multe astfel de depozite. Situația lor este parcă trasă la indigo, cu foarte puține excepții. Discutăm despre societăți comerciale care astăzi se află fie în faliment, fie în insolvență, care astăzi fie nu mai au activitate, fie au redus foarte mult activitatea și care astăzi ridică din umeri și spun că e problema statului român. Să vină statul să le facă curățenie în ogradă, să vină statul să le ecologizeze depozitele, pentru că statul plătește amenzi și până la urmă este de datoria noastră a statului să găsim soluții. Poate că, odată cu adoptarea ordonanței despre care vă povesteam mai devreme, poate că asta va impulsiona un pic, pentru că și ideea de a expropria și ideea de a ecologiza pe banii statului și de a te întoarce împotriva titularului de obligație de mediu pentru a recupera acei bani, asta nu înseamnă că obligația de mediu nu mai există. Ea există, solicit public Gărzii Naționale de Mediu, solicit public comisariatelor județene pentru protecția mediului să meargă să verifice în continuare modul în care toți acești titulari se conformează, să amendeze acolo unde constată că au ieșit din calendarul asumat și mă aștept ca toată lumea să-și facă treaba, deși înțeleg foarte bine că discutăm despre proiecte foarte costisitoare, discutăm despre acele situații complicate din punct de vedere juridic sau din punct de vedere tehnic, pentru că lista a fost lungă. Din 101 depozite am închis 70, cele 31 rămase. Într-adevăr, sunt cele care fie au o situație juridică incertă, fie soluțiile tehnice pentru ecologizarea acelor bataluri presupun un efort financiar, în primul rând, foarte mare. Aș putea să fie să trec prin fiecare dintre ele pentru că am o situație complexă, detaliată, spun eu, pe care o pot pune la fel de bine la dispoziția comisiei sau dacă dumneavoastră considerați a fi util dialogul să aștept întrebările dumneavoastră. Da. Și să revenim la ceea ce ați spus inițial, domnule președinte, respectiv la speranța comisiei că împreună poate că vom reuși să găsim soluții pentru situația în care ne aflăm. Mulțumesc, domnule ministru. Spuneți că aveți pregătit un OUG prin care cei care vor deține depozite de deșeuri sunt obligați să le închidă. Eu știu că și în momentul de față sunt obligați să le închidă toți proprietarii care au depozite de deșeuri, fie că sunt deșeuri periculoase, fie că vorbim despre deșeuri de rășe. Cred că nu am plăcut, bineînțeles. OUG-ul la care mă refer nu se referă la obligația de a ecologiza. Obligația a existat, există și va exista fără îndoială și de aici încolo. OUG-ul la care mă refer se referă la plata amenzilor pe care statul român le plătește și dacă vom constata, vă dau un exemplu, să nu dau primăria municipiului Brașov, pentru că nu vreau să pară că are un milimetru de politică toată această discuție, dar fiecare dintre societățile comerciale
pe care le-am enunțat mai devreme, ar trebui să știe că fie în procedura falimentului, fie în alte proceduri, pe lângă acele costuri cu ecologizarea, costuri pe care ar fi trebuit ei să le facă, vor plăti până la ultimul leu toți banii pe care statul român îi plătește astăzi către Comisia Europeană ca urmare a condamnării. Acum înțeles. Deci OUG-ul se va referi la plata amenzii. La plata amenzii. Cei care nu închid. Ce vreau eu să... Într-adevăr, și soluția pe care, la care eu m-am gândit este cea pe care dumneavoastră ați spus-o, aceea cu expropiere, cu valoare negativă, dacă va fi nevoie, și recuperarea ulterior, statul român să încerce ulterior să recupereze acei bani. Iertați-mă, acea soluție e deja prevăzută în lege aprobată și de către Parlamentul României, și de Senat, și de Cameră. Legea exproprierii a fost modificată în acest sens și astăzi... Toate informațiile pe care dumneavoastră le-ați avut în discurs, sunt de acord cu ele, sunt lucruri reale și nimeni nu le poate contesta. Dar, sincer, eu mă gândeam la ceva mai mult de atât. Mă gândeam la un plan efectiv. Eu... Mă place să spun întotdeauna, provin din multinaționale, am fost în mediul privat și privesc mai pragmatic decât privește statul român. Eu aș fi văzut să identific aceste 31 de depozite, să le pun pe categorii în funcție de cost și în funcție de situația juridică actuală, să încep să prioritizez, să fac studii de fezabilitate la toate, acolo unde mă uit, eu sunt din Prahova și mă uit la un batal pentru care noi plătim amendă proprietară al Rompetrol. Deci i-a plătit statul român și aici vin și apreciez că vor plăti cei care poluează amenziile. De ce un proprietar ca Rompetrol, care are suficient de multă putere financiară, nu a ecologizat acel batal pentru care România plătește în momentul de față, a plătit amende și plătește penalizări și sunt multe altele aici. Adică eu mi-aș fi dorit să aud că din 31 de depozite, de închidere puse pe categorii, are o valoare de, vor fi închise 15 până în 2026, încă 7 până în 2024 și așa mai departe, astfel încât să avem un orizont de timp clar, bine stabilit, bine punctat, în care vom rezolva această problemă pe care România o are. Ați punctat cu, într-adevăr, singurul depozit de deșeuri menajere, se află la Brașov, dar acel depozit de deșeuri nu a fost închis de foarte mulți ani, adică primăria Brașov l-a moștenit, vor urma alte depozite de deșeuri, știm foarte bine situația deșeului depozitului de la Vălei, din Prahova, unde s-au întâmplat destul de multe dezastre ecologice, pot spune, și evident că în viitor vom avea infringement și pe ala, încă nu a trecut termenul necesar ca să ridice semne de întrebare și mai sunt și altele în țară. În concluzie, cam asta mi-aș fi dorit, să aud cumva că există un plan bine structurat pe criterii foarte clare și în 2028 România să spună că numai din cele 31 de depozite nu mai plătim niciun euro penalizare și am scăpat de această problemă, ba mai mult de atât, avem și un plan pentru celelalte depozite din țară care în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat vor intra în aceeași procedură de infringement, pentru că mai sunt și altele mai noi decât acestea, pentru acestea plătim penalități și amendă, pentru că sunt foarte vechi, sunt istorice, dar sunt altele care urmează. Dacă nu o să avem o viziune clară și o strategie, cum să managuim și cum să ținem sub control acest fenomen, probabil că în viitorul Parlament o să avem aceeași discuție cu alte depozite care vor intra în aceeași procedură. Colegul Sebastian Cernic, sigur, dacă îmi permiteți doar o secundă să răspund la ceea ce ați precizat dumneavoastră. Bineînțeles că
ele sunt așezate cumva pe căprării. Fie că discutăm despre forma de proprietate și cel mai ușor este să ne ocupăm mai întâi de cele care sunt deja în proprietatea statului român. Pentru că acolo nu e nevoie de expropriere, este nevoie doar de trecerea din domeniul public al unui UAT, spre exemplu, în domeniul public al statului, lucru care se face prin hotărâre de guvern și situație care presupune mai puține proceduri birocratice, pe de o parte. Pe de altă parte, dincolo de proprietarul acestor depozite, ele sunt deja împărțite în funcție de tipul de materiale și loturile pe care le vom avea în vedere atunci când vom atribui contractele de achiziție publică pentru studiile de fezabilitate vor conține calupuri de astfel de depozite. Și doar ca să vă dau exemplu, primul lot de depozite periculoase și nepericuloase pe care l-am și atribuit și am semnat deja contractul și astăzi când discutăm se lucrează la proiectarea, la studiul de fezabilitate pentru cele 6 depozite de zgură. Sunt mai simple din punct de vedere tehnic și am decis să începem cu ele, însă încă din 17 octombrie anul trecut am atribuit acest contract și că discutăm despre zgură, că discutăm despre bataluri de produse petroliere, că discutăm despre halde de diferite produse din industria chimică și orice alte tipuri, încercăm să simplificăm munca experților de mediu și munca proiectanților care ne dau soluții tehnice pentru avem un orizont de timp când le închidem sau nu avem niciun? Avem, bineînțeles. Care e orizontul de timp pe care noastră îl prognozați? În funcție de soluțiile tehnice care pe care ni le vor pune la dispoziție proiectanții, în opinia noastră, 2027 e ultimul an în care ar trebui să închidem și ultimul depozit. Însă, același lucru îl discutăm de 30 de ani. Și în anii 90, și în anii 2000, și acum 15 ani știau cei de la Sofert că trebuie să ecologizeze halda de fosfor gips și iată-ne în situația în care o facem astăzi din bani publici. Aici va trebui să existe o fermitate din partea tuturor instituțiilor statului român și în ceea ce privește partea de Minister al Mediului, vă pot asigura că nu pierdem nicio zi, fie că discutăm despre atribuirea contractelor, fie că discutăm despre emiterea acordurilor de mediu și a tuturor actelor de reglementare pentru procedurile de închidere, fie că discutăm despre CTE-ul din minister pentru aprobarea acestor indicatori și investiții, fie că discutăm despre hotărârea de guvern cu care intrăm, sper eu, în prima ședință sau foarte repede pentru indicatorii tehnico-economici, vreau să asigur această comisie că la Ministerul Mediului nu se pierde nicio zi, fiindcă fiecare zi de întârziere înseamnă mii de euro pe care statul român îi plătește comisiei, deși n-ar fi trebuit să ajungă în această situație. Eu vă mulțumesc foarte mult. În continuare vă stau la dispoziție pentru întrebări. Doresc să asigur membrii comisiei de disponibilitatea mea ori de câte ori sunt solicitat pentru a participa la lucrările comisiei, așadar vă stau în continuare la dispoziție. Da. Domnule președinte, mulțumesc. Domnule ministru, vă mulțumim pentru că ați dat curs invitației noastre. Trebuie să vă spun sincer că sunt cumva uimit că un reprezentant al guvernului vine. Eu la agricultură nu am avut parte de prezența domnului ministru Barbu. Avem și pentru dumnealui câteva întrebări care sunt cumva legate și de Ministerul Mediului, dar revin la ce anume vreau să vă întreb. Pe un subiect comun.
Dumneavoastră povesteați de halda de fost logistică de la Bacău. Vreau să vă mulțumesc pe această cale pentru că ați avut pe de-o parte un partener corect din partea municipiului Bacău prin primarul Lucian Stanciu Viziteu și domnul ministru Tanțoș Barna a colaborat și dumnealui foarte bine și avem în momentul de față acest teren care a fost predat de către municipalitate în domeniul statului și eram curios cam când preconizați dumneavoastră că va fi ecologizată această haldă. Înțelegem că a fost dat studiul de fezabilitate este în curs. Am înțeles că sunt 55 de milioane de euro. De unde este sursa de finanțare, pe de o parte, pentru acest proiect, pentru a închide această haldă, a ecologiza această haldă de fosfogips? Dacă aveți, ați avut discuții cu domnul prim-ministru pentru a găsi surse de finanțare, având în vedere că știm foarte bine că bugetul statului este cumva sugrumat și n-am vrea să intrăm aici de ce anume este sugrumat, și dacă aveți vreo promisiune din partea primului ministru sau a ministrului de finanțe și de unde găsiți surse de finanțare pentru restul de halde sau depozite care ar trebui să fie închise. Asta pe de o parte. Vă spuneam mai devreme, aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră un subiect și să vă întreb, mi-ar fi plăcut să fie și domnul ministru secretar de stat Bălănișcu să răspundă dacă știe. Știm foarte bine subiectul cu stuful din Delta, cu stuful care a fost transformat în pășune. Întrebarea mea este dacă de la parchetul european, știm foarte bine că este o anchetă în curs cu privire la acea cerere către APEA pentru 5 milioane de euro, dacă la Ministerul Mediului ați primit vreo solicitare din partea parchetului european, dacă nu aveți acum informația, o putem primi și în scris. Și rugămintea mea este ca Ministerul Mediului să colaboreze cu instituțiile în așa fel încât să reparăm acea greșeală comisă anul trecut în Camera Deputaților cu privire la stuful din Delta. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și aștept răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule senator. Aș vrea să precizez că atunci când discutăm despre sursa de finanțare, ea va avea un cadru general. N-aș vrea să las vreo secundă impresia că dacă eu sunt băcăuan sau dacă și dumneavoastră sunteți băcăuan, ar trebui să discut cu primul ministru sau cu ministrul finanțelor publice despre sursa de finanțare pentru depozitul de la Bacău. Eu cred că această discuție trebuie să aibă un caracter general, iar singura sursă fezabilă pentru aceste depozite nu poate fi decât bugetul de stat. Am avut, din păcate, la dispoziție, pe fostul POIM, o sursă de finanțare nu foarte mare. E adevărat, discutam despre aproximativ 200 de milioane de euro, bani cu care s-ar fi putut ecologiza aceste depozite, pentru că reprezentanții comisiei au spus, vă dăm și banii, vă dăm tot ce aveți nevoie, numai ecologizați-le. Din păcate, și fără să vreau să acuz pe cineva, la 31 decembrie 2023, când s-a închis POIM-ul, nu era niciun proiect din lista celor 31 suficient de matur cât să poată să fi fost finanțat și decontat din banii europeni. Deocamdată suntem pe bugetul statului român. În PNRR nu există o astfel de sursă de finanțare, dar sunt convins că vom găsi acești bani, mulți sau puțini. Până la urmă este obligația statului de a ecologiza și este obligația statului de a asigura cetățenilor din vecinătatea acestor depozite un mediu sănătos și curat. Nu vorbim doar despre matematică, dacă ne costă mai puțin să plătim 18.000 de euro pe zi decât să ecologizăm. Noi vom fi obligați să le închidem. Aceasta este singura certitudine și vom plăti pentru închiderea lor, dacă nu au plătit cei care trebuiau să plătească la vremea respectivă. Deci, din acest punct de vedere, cu atât mai mult cu cât legea bugetului de stat vine și se aprobă în Parlament, sunt convins că toată lumea va înțelege această prioritate, pe de o parte. Pe de altă parte, trecând la celălalt subiect pe care l-ați adus în discuție, respectiv contractele de concesiune
pentru exploatarea stufului din Delta, pot să vă spun că din informațiile pe care le am, nu au fost solicitări adresate Ministerului Mediului, nici de la parchetul european, nici de la alte instituții similare, însă, așa cum spun de fiecare dată, ori de câte ori sunt solicitate astfel de documente, bineînțeles că nu e nevoie să solicite cineva cooperarea Ministerului, le punem la dispoziție ori de câte ori este cazul, bineînțeles. Mulțumesc, domnule președinte, vă salut, domnule ministru. Dacă în afara ordonanței pe care o aveți în pregătire mai sunt necesare și alte modificări legislative sau alte inițiative, sau cadrul actual, cadrul juridic actual, vă permite să vă îndepliniți acele obiective care le-ați propus ca până în 2027 să închideți blocurile de gunoi. Astăzi, pentru că a fost modificată legea exproprierilor pentru utilitate publică, putem să spunem că avem cadrul legislativ suficient și adecvat pentru a ne face treaba. Deci n-aș spune că stăm în loc din cauza legislației. Bineînțeles că în măsura în care apar astfel de situații, nu pot decât să înștiințez și Parlamentul României. Chiar și în lipsa ordonanței despre care vă vorbeam mai devreme, putem să ne facem treaba. Ordonanța însă vine și repară o nedreptate și spune că în situația în care statul român va fi obligat și este deja obligat la suma unor penalități să creionăm cadrul legal pentru a putea merge să ne recuperăm acele prejudicii de la persoanele care se fac vinovate. Fie că e societate comercială, fie că e primărie, fie că e o persoană fizică, pentru că ați amintit, domnule președinte, județul Prahova, pot să vă înștiințez că în județul Prahova există o situație cu care ne-am confruntat mai rar sau nu ne-am mai confruntat vreodată. Respectiv, o persoană fizică, dacă vă vine să credeți, este proprietară peste un batal cu produse petroliere. O să le descălcim cumva. Deci, o scurtă paranteză la ce spuneați. O să fie ordonanța prin care amenzile se vor îndrepta către persoanele fizice sau juridice care dețin acele depozite de deșeuri. Dar dacă acele persoane fizice sau juridice sunt falimentare și nu au de unde să plătească, noi ca stat, tot o să fie nevoie să plătim. Vorbim despre un proverb românesc, prinde orbul scoate ochii sau ceva de genul. Depinde de la situație la situație, pentru că nu toate sunt falimentare. Unele sunt în insolvență, unele dintre ele au încă un patrimoniu care poate fi valorificat. Până la urmă, rolul meu și rolul nostru este acela de a limita pe cât posibil aceste prejudicii. Fie că, pe de o parte, accelerăm procesul de ecologizare și notificăm Comisia Europeană în legătură cu fiecare depozit închis pentru a reduce amenzile zilnice. 30.000 de euro, 30.500 de și reprezintă 600 de euro pentru fiecare depozit, pentru fiecare zi de întârziere. Asta înseamnă că dacă închidem astăzi un depozit, notificăm comisia și 600 de euro începând de mâine se scad din penalitățile pe care statul român le plătește și, bineînțeles, să-i recuperă. Mulțumesc, domnule ministru, am înțeles că deja aceste depozite sunt puse pe căprării, fiecare pe specificul lor. După ce vor fi studiile de fezabilitate, vom ști costurile pentru fiecare și vom putea prioritiza. În România avem un proverb, copilul cu multe moașe rămâne cu cordonul umbilical întăiat.
Poate că după 2024 nu o să mai fiți ministru, o să vină cineva cu altă viziune, iar lucrurile vor începe, se vor relua. V-ați gândit cumva în Ministerul Mediului să puneți un reprezentant, nu neapărat un post la nivel politic, secretar de stat, care știm că se vor schimba odată cu ministrul, un director undeva, care să aibă ca și task, ca și obiectiv, aceste 31 de depozite, care sunt convins că nu va fi o muncă ușoară. Trebuie, așa cum am spus mai devreme, puse pe căpării costuri, program, astfel încât să ne asigurăm că în 2027 aceste depozite vor fi închise, pentru că am un sentiment pe care sunt convins că mulți colegi îl au, că vom discuta în mandatul următor, în 2026, și probabil din aceste 31 de depozite vor fi închise doar 10, în cel mai fericit caz. Continuăm cu aceste penalități și iar o să căutăm metode și soluții. Cumva responsabil, un responsabil care să aibă ca muncă unică această problemă, planificare, să urmărească SF-uri, să le planifice, să facă pushing, să facă presiune acolo unde apar blocaje, astfel încât, indiferent de culoarea politică a ministrului, indiferent de ce se va întâmpla în Ministerul Mediului, aceste depozite să fie închise. Pentru că, așa cum știm cu toții, mediul nu are culoare politică, trebuie să o facem și trebuie să o facem predictibil, să avem o predictibilitate și să știm că, așa cum a spus, în 2027 vom fi siguri, va fi o certitudine că aceste depozite sunt închise și cineva este responsabil. Mă bănuiesc că asta este și ceea ce am transmis mai devreme, că dincolo de cine e prim-ministru și dincolo de cine e ministru al mediului, toate actele pe care le-am emis, toate actele pe care le-am aprobat deja și discutăm despre memorandumuri aprobate de către primul ministru, discutăm despre modificare de legislație primară, discutăm despre multe alte acte normative și nu numai pe care le pregătim și nici o secundă nu s-a întâmplat ca munca pe care cei dinaintea mea au făcut-o în sensul în care ne dorim cu toții să terminăm și să închidem cât mai repede această procedură să nu fi fost luată în considerare. Asta spun exprimând încă o dată faptul că nu unul, ci foarte mulți funcționari publici au ca activitate zilnică modul în care reușim să închidem aceste depozite, fie că se ocupă de asistență tehnică, fie că se ocupă de relația cu societățile care evaluează situația juridică a fiecărui depozit, fie că se ocupă cu aprobarea studiilor de fezabilitate. Eu un project manager, la cineva responsabil. Eu înțeleg că sunt foarte mulți funcționari care lucrează la așa ceva. Sunt convins de asta. Nu, eu mă gândeam, deci există de la nivel de director general al Direcției de Deșeuri din Minister și domnul Teodoru este astăzi lângă mine și vă poate confirma că de ani de zile are ca și obiect de activitate acest lucru, la fel cum și colegii din AFM. Doamna Șerbănescu e de asemenea alături de mine. V-am dat doar două exemple de persoane care, dacă îi trezești noaptea ca o glumă, deci la două... În mandatul viitor de domnul Teodor o să mă iau, dacă nu s-a făcut... Asta nu pot eu să spun ce o să se întâmple în mandatul... Dar avem unitate de UIP la nivel de AFM. Iar unitatea de implementare presupune atât sarcini de coordonare pe care o persoană le are, cât și multe alte sarcini delegate și, repet, e o echipă întreagă. Nu știu cum funcționează în multinațională, pentru că mărturisesc că n-am lucrat în multinațională, dar ceea ce pot să vă asigur este
că la nivel de minister, la nivel de administrație pentru fondul de mediu și la nivel de direcție generală de deșeuri din minister, colegii noștri știu ce au de făcut și în fiecare zi se ocupă și de chestiunea asta pe lângă multe alte chestiuni pe care trebuie să le gestionăm și în legătură cu care sunt convins că voi avea ocazia să mă mai adresez Comisiei de Mediu din Senat și în viitor. Da, nu m-am mulțumit în totalitate răspunsul dumneavoastră. Ca o paranteză, multinaționale, ai un obiectiv, pui un project manager, faci un project plan și începi să-l aplici. După care follow-up și vezi rezultatele. Așa văd că poți rezolva o problemă clar, predictibil, dar pot accepta că se lucrează și că Ministerul Mediului face tot ce ține de minister pentru a rezolva această problemă. Mi-am amintit mai devreme în discursul dumneavoastră, ați spus de Garda de Mediu că trebuie să-și facă treaba și trebuie să ducă. Știu de suficient de multe cazuri în care Garda de Mediu nu-și face treaba și voiam să amintesc că Garda de Mediu se află sub ordinea Ministerului Mediu și aveți o pârghie directă pentru a face această entitate de control să funcționeze. Dacă mai sunt colegi care vor să adreseze întrebări. Sigur. Domnul vicepreședinte și după aceea urmă dumneavoastră. Eu aș vrea să mai zăbovim un pic asupra acestui 2027. Totul pleacă de la bani. Da? Când ne stabilim un obiectiv, ne stabilim funcție de resursele financiare pe care le avem la dispoziție și zic că 2027 e un obiectiv foarte ambițios pe care noastră l-ați propus pentru închiderea acestor depozite sau pentru ecologizarea acestor depozite. Și am plecând de la faptul că unul dintre cele 31, are o valoare de investiție aproximativ de 55 de milioane, vreau să vă întreb cât e bugetul AFM-ului anul acesta, având în vedere că dacă extrapolăm pe cele 31 de depozite, ne-ar trebui undeva la 1,5 miliarde de euro. Cât e bugetul AFM pe anul 2024, pe toate programele pe care le avem și cu tot ceea ce se gestionează? Dacă ne referim strict la bugetul AFM-ului, avem credite de angajament propuse în draftul de buget de peste 8 miliarde de lei. Nu asta ar fi neapărat problema, însă nici n-aș vrea să las impresia vreo secundă că de mâine oprim toate programele AFM-ului. Că discutăm despre Rabla, aici vine discutăm despre situația în care pe an toate programele pe care le derulăm sunt un miliard de lei mai mult decât ce ar trebui pentru ecologizarea celor 31 de depozite. Pe ce vă bazați când v-ați propus 2027, anul final? Deci 2027 se referă la termenul pe care va trebui să-l respectăm din punct de vedere tehnic. Cu alte cuvinte, orice am face, oricâți bani am avea, din punct de vedere tehnic, probabil nu vom reuși să le închidem pe toate mai devreme de 2027, pentru că procedurile de execuție, lucrările de execuție, de închidere a acestor depozite, presupun un timp peste care, de care nu avem cum să scăpăm, că discutăm destul. 2027 este aceeași țintă pe care și-au propus și cei dinaintea dumneavoastră, fără având fost resurse mult la mai dispoziție, ambițioase. Fără având absolut niciun fel de pași clari sau concret stabiliți. Deci ne propunem să încercăm pe 2027. Da. Acela este termenul fără de care nu avem cum să le facem mai repede. Asta nu înseamnă că dacă nu o să avem bani, o să le ecologizăm până în 2027 și asta nu înseamnă că ne propunem să oprim toate programele AFM-ului, programe care până la urmă sunt tot pentru români, fie că discutăm despre panouri fotovoltaice, fie că discutăm despre eficientizarea energetică a clădirilor de utilitate publică, dacă discutăm despre apă, canal și multe alte programe, nu-mi propun să le oprim. Am înțeles greșit eu înseamnă.
Când a spus 2027, eu am înțeles că avem toți pașii și toate lucrurile stabilite ca pe 2027 să discutăm deja de ecologizarea tuturor. Din ce îmi spuneți dumneavoastră acum, înțeleg că 2027 este cel mai optimist termen în care putem să ne apucăm de ecologizarea. Și cel mai 2027 este termenul care, din punct de vedere tehnic, cel puțin la prima vedere, pentru că nu avem toate studiile... Adică pe hârtie. Pe hârtie, avem nevoie de încă 3 ani de zile până când vom închide și ultimul depozit. Aici, bineînțeles, că sursa de finanțare rămâne în continuare un element extrem de important, pentru că aceste depozite vor fi ecologizate cu bani publici, chiar dacă ele se referă la niște societăți comerciale și la niște obligații de mediu pe care aceste societăți comerciale le au și astăzi. Mulțumesc. Domnul ministru Deneș, aveți cuvântul, voiați să puneți întrebare. Apreciez prezența domnului ministru Fekete la Comisia de Mediu, mai ales că această prezență s-a făcut în urma invitației pe care ați lansat-o dumneavoastră în numele Comisiei ca președinte, bineînțeles, și care reprezentați un partid de opoziție. Deci asta înseamnă, de fapt, conlucrarea între partea executivă și legislativă. Lucru care, cu siguranță, și alți colegi de-ai domnului ministru Fekete din Guvernul României o să-l facă și l-au mai făcut. Ca o considerație de ordin general, domnul ministru Fekete, de asta o spun în cunoștință de cauză. Eu știu că dumneavoastră, ca ministru al acestui minister atât de mare și cu atâtea probleme, aveți cele mai bune intenții. Numai că unii dintre funcționari, și asta iar subliniez, o spun în cunoștință de cauză, fac ce pot. Ce pot lăsa pe mâine, o lasă pe mâine, nu rezolvă astăzi. Deci, din motivul ăsta, probabil și domnul președinte Oprinoiu a subliniat că trebuie puțin mai profesionalizată labura asta de punere în practică a anumitor deziderate pe care ni le propunem și anumitor termene pe care noi trebuie să ne îndeplinim în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat. Dar întrebarea pe care eu am vrut să vă pun astăzi, în contextul în care profit de prezența dumneavoastră la această comisie și că o parte dintre noi suntem și în Comisia de Apă și Păduri, întrebarea domnului ministru este următoarea. În contextul în care, la ora actuală, toate amenajamentele silvice care trebuie aprobate trec printr-o etapă de aviz de mediu, adică trebuie să aibă aviz de mediu, după care trebuie publicate în Monitor Oficial, ar fi, întrebarea ar fi următoarea. Dacă ați putea să ne spuneți cam procentual, așa, cât la sută dintre amenajamentele silvice care trebuie să fie, să aibă aviz de mediu și să fie publicate în Monitor Oficial, sunt pe stand-by, adică sunt blocate în, unul dintre cei doi pași pe care dispuneam, procentual, dacă e posibil, și doi, ce măsuri concrete aveți deja, mă rog, le aveți în vedere sau sunt deja puse în aplicare pentru ca acest blocaj de derularea amenajamentelor silvice aprobate noi să nu mai fie la nivelul pe care îl avem acum. Știm foarte bine toți că în momentul în care un amenajament silvic este blocat, pe acea suprafață de fond forestier care este prins în acel amenajament silvic, nu se poate face absolut nimic, nici măcar serviciile silvice elementare de administrare a respectivei suprafețe de fond forestier. Asta erau cele două întrebări care, dacă aveți amabilitatea să ne puteți răspunde, m-aș bucura. Mulțumesc, domnul ministru. Haideți, mă.
Vă mulțumesc, domnule senator, și cu voastră, după ce răspund la această întrebare, am să mă retrag cu promisiunea că revin ori de câte ori sunt invitat la Comisia de Mediu. E un alt lucru care ne preocupă. Este adevărat că România face obiectul unei proceduri de infringement care vizează modul în care ne exploatăm pădurile. Și una dintre măsurile pe care am luat-o cu speranța că vom reuși să nu ajungem să fim condamnați, este cea legată de amenajamentele silvice și mai ales de amenajamentele silvice ale suprafețelor de pădure care se află în interiorul ariilor naturale protejate. Și din acest motiv, în luna martie a anului 2023, adică acum mai bine de un an de zile, aproape un an de zile, prin hotărâre de guvern s-a decis ca acele amenajamente silvice să facă obiectul unei evaluări de mediu. Pentru că termenul a fost de 9 luni, suntem astăzi în situația în care, cel puțin din cadrul Regiei Naționale Rom-Silva, avem 105 astfel de amenajamente silvice care se află în diferite stadii de evaluare la agențiile pentru protecția mediului, pentru că, deși a existat un termen de 9 luni pentru revizuirea amenajamentelor, toate ocoalele au preferat să beneficieze de o durată cât mai lungă a celor 9 luni și am avut o avalanșă de solicitări de revizuire în luna decembrie anului trecut. Spun asta pentru că peste această situație care ar putea conduce la un blocaj, s-a mai suprapus un blocaj, respectiv modificarea codului silvic ca urmare a unui amendament prin care toate amenajamentele silvice intrau în vigoare doar la publicarea lor în Monitorul Oficial. Și ne aflăm în situația în care, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în trecut când le publicam pe site-ul Ministerului Mediului și astăzi la fel sunt publicate, ele nu pot intra în vigoare până la publicarea lor în Monitor. Iar astăzi 80 de proprietari de pădure, fie că sunt unități administrative teritoriale, fie că sunt domeniul public al statului român sau, mai grav, proprietari privați, așteaptă publicarea în Monitor a amenajamentelor silvice, pentru că legea trebuie să o respectăm. Și pot să vă spun că astăzi, la acest moment, avem 80 de amenajamente transmise la Monitor. Un astfel de amenajament are și 2000 de pagini, Monitorul fiind obișnuit să publice acte normative de o pagină, de două, de 10, mai rar documente de 2000 de pagini și nimeni nu înțelege la ce folosește publicarea în anexa 2 bis a acestor amenajamente. Nu mai spun că fiecare pagină trebuie semnată, trebuie ștampilată, că plătim 3 lei pagina pentru publicarea în Monitor și tocmai din acest motiv, mergând la Comisia de Mediu și Echilibru Ecologic din Camera Deputaților, împreună cu toți membrii comisiei, pentru că am considerat că așa e firesc și de la USR, și de la PSD, și de la PNL, și celelalte partide reprezentate acolo, am depus un amendament prin care am reparat această greșeală, în sensul în care ministerul, guvernul își păstrează obligativitatea de a transparentiza informațiile din aceste amenajamente. Ele sunt pe website-ul Ministerului, dar ele trebuie să intre în vigoare la data semnării lor de către Autoritatea Centrală pentru Protecția Mediului, în speță Ministrul Mediului, pentru că altfel ne-am aflat într-un blocaj. Colegii de la Monitorul Oficial mi-au spus că în cel mai bun caz pot publica 4 amenajamente pe săptămână. Nu s-a așteptat nimeni la acele mii de pagini ce urmează a fi aranjate, publicate și, din păcate, până la aprobarea legii și până la modificarea codului silvic,
Din păcate vom fi într-o astfel de situație de blocaj. Rugămintea mea este, pentru că mă adresez Comisiei de Mediu, ca cât mai repede, după ce legea ajunge la Senat, dacă o să ajungă și la Senat, nu știu în ce măsură se va decide întoarcerea ei la Senat, pentru că de la Senat a plecat acea modificare a codului Silvic, să o adoptăm cât mai repede, pentru că fiecare zi e importantă pentru acei oameni care așteaptă. Eu, ca ministru, nu pot decât să respect legea, să mă asigur că ele nu stau în minister și sunt trimise la monitor, așteptând ca ele să fie publicate. Mai departe, pentru a răspunde punctual domnului senator, am comunicat cel puțin Regiei Naționale a Pădurilor Rom-Silva, pentru că nu pot să dispun în legătură cu proprietarii privați de pădure, cu ocoalele private, dar în ceea ce privește proprietatea publică a statului român pot să dispun. Le-am spus că nu vreau niciun metru cub de lemn să fie exploatat mai puțin anul acesta decât anul trecut. Populația are nevoie în continuare de lemn de foc, industria are în continuare nevoie de lemn și dincolo de toate aceste mici blocaje birocratice în care ne aflăm, rolul regiei este acela de a găsi metode prin care suplimentăm cantitatea de lemn pusă pe piață, pentru că ultimii care ar trebui să sufere sunt cetățenii care așteaptă la iarnă, ori să aștepte să se încălzească cu lemn de foc, sau industria. Din acest punct de vedere, am chemat deja la minister atât reprezentanții agențiilor pentru protecția mediului din acele județe unde am constatat că durează foarte mult. La fel cum am chemat și reprezentanții regiei și ocol cu ocol, amenajament cu amenajament, avem 105. Dacă asta trebuie să fac, vom debloca această situație, pentru că, repet, cumva va trebui să depășim, înțelegând că toată, din păcate, și o spun aici, pentru că suntem la Comisia pentru Mediu, din păcate, această bună intenție de a face o evaluare adecvată de mediu pentru amenajamentele silvice s-a transformat foarte repede într-o afacere pentru experților de mediu, care evaluează și care elaborează sute de pagini și facturează foarte, la facturat se pricep foarte bine și n-am o problemă cu asta, doar că trag acest semnal de alarmă. Fie că vorbim de evaluare adecvată a amenajamentelor silvice, fie că vorbim despre studii de evaluare pentru alte proiecte importante, fie că vorbim despre planuri de management, pentru că în România, când toată Europa are planuri de management de 100 de pagini, noi avem de 2000 de pagini, pentru că ele se facturează probabil la pagină. Ce voiam să vă spun, domnule ministru, putem să vorbim despre sectorul forestier foarte mult timp și vreau să vă smulg o promisiune. Știm că urmează să ajungă în Parlament nou cod silvic, cel care a fost dezbătut și creat în mediul academic, după aceea în dezbateri publice cu toți actorii din domeniu. Și vreau să vă smulg o promisiune prin care, în momentul în care o să ajungă în Parlament, să facem o dezbatere serioasă și să ne rezervăm o oră, două ore, doar pentru acest domeniu forestier, care este foarte important. Cu siguranță voi fi prezent ori de câte ori voi fi chemat. Mai mult de atât, vă mulțumesc că ați venit astăzi în comisia noastră și m-a bucurat promptitudinea cu care ați răspuns invitației noastre. Apreciez și sper să ne vedem în viitor și să începem să construim împreună. Cu mare plăcere, eu vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Stimați colegi, noi o să amânăm punctele de ordine de zi pentru săptămâna viitoare.